Slăvit să fie Domnul! Mulțumim în seara aceasta pentru că suntem în locul acesta binecuvântat de El. Și dorim ca toată cinstea, toată onoarea, toată slava să fie dată acestui Dumnezeu mare care și în seara aceasta ne-a adunat în locul acesta. Slăvit să fie Domnul! Doresc să citesc un singur verset din Cartea Tesalonicenilor, capitolul 5, cu versetul 17. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: rugați-vă neîncetat. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm neîncetat în vremea aceasta. Omul, ca să aibă biruință, trebuie să se roage. Am văzut multe lucruri și multe biruințe atunci când m-am rugat înaintea lui Dumnezeu. Stând pe scaunul acesta, m-am gândit, sunt două feluri de rugăciuni. O parte de rugăciuni, Dumnezeu le ascultă, dar pe o altă parte, Dumnezeu nu le ascultă. Sper că în seara aceasta Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor ce sunt sinceri și celor care se roagă înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate. Dumnezeu nu privește spre minciună și dacă un om are în inima lui vicleșug sau poate este un om care nu umblă cu Dumnezeu, are, poate este duplicitar, să spun așa, Dumnezeu nu-l ascultă. În seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne ajute să avem o viață de pocăință sfântă, o viață care să ne ducă spre mântuire. Vreau să vă spun că această duplicitate nu înșeală pe fratele nostru de lângă noi, ci ne înșeală pe noi înșine. Doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm. Familia, ca să aibă o viață de pocăință și să fie strânsă, este nevoie de rugăciune. Biserica va rezista prin rugăciune. Vreau să vă spun că cântare este foarte importantă în biserică, dar dacă rugăciunea nu este pe primul loc, vreau să vă spun, prin cântare nu se pot face multe lucruri. Vom cânta când vom ajunge acolo sus. Aici este o vreme în care este necaz, este strâmtorare, sunt probleme și trebuie să ne rugăm. Să ne ajute Dumnezeu în vremea aceasta să avem o vreme de rugăciune, o vreme în care să ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm mai mult. Cât a fost Domnul Iisus Hristos pe pământ în Biblie, ne este specificat că El mai mult ce făcea, se ruga. Da. De aceea avem nevoie în vremea aceasta de o vreme în care să ne obișnuim cu rugăciunea. Nu vedeți dumneavoastră, cel mai mult poate și la cercuri de rugăciune și în biserici, se implantează poate fel de fel de programe în care li se dă posibilitatea de a cânta, de a spune poezii, dar rugăciunea este poate mai puțin de o oră. Dragii mei, este foarte important să ne rugăm în vremea aceasta ca noi să rezistăm spiritual duhovnicește, dacă doriți să spun așa, este foarte mare nevoie să ne rugăm. De aceea și Dumnezeu a lăsat cuvântul acesta, un simplu verset: rugați-vă neîncetat. Aveți o viață de rugăciune. Întâi mă îndrept eu, ca să putem să rezistăm, dragii mei, pe această cale, este nevoie să ne rugăm. Pun accent în seara aceasta pe rugăciune, pentru că și eu am nevoie de rugăciune, dar și dumneavoastră. În seara aceasta dorim să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute de acum încolo, dacă până în seara aceasta nu am avut o viață de rugăciune, poate ne rugăm 2-3 rugăciuni pe zi, să ne ajute Dumnezeu să alocăm timpul de rugăciune mai mult lui Dumnezeu, să stăm de vorbă mai mult cu Dumnezeu, da? Să lăsăm lucrurile acestea a pământului, să spunem așa, și în fiecare zi să avem un timp să ne aplecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să fim sinceri, slăviți să fie Domnul. De aceea doresc, dragii mei, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre, ca în casele noastre să fie rugăciune, să fie părtășie, Dumnezeu să binecuvinteze bisericile noastre de unde facem parte, să se roage în continuare și Dumnezeu să dea izbăvire prin rugăciunile noastre. Amin. Hai să mai rugăciunea aceasta facem, cum am spus, pentru vine al doilea pentru cei bolnavi și mulțumire. Hai să mai ducem această rugăciune, cum am spus, pentru țara noastră, pentru rodul pământului mulțumire. Și oameni meu sunt până în stăpânire în timpul mulțumirii și un frate și o soră, ca să prindem acest lucru un prilej de bucurie. Dumnezeu să fie slăvit!